Mi-aș da toată viața pentru o oră în lagărul de la Aldacau. Bucuria mea în anul 1930, Sfântul Părinte Nicolae Velimirovici se afla în camera sa de la Patriarhia din Belgrad. Pe neașteptate a intrat un om și l-a întrebat, sunteți episcopul Nicolae? Da, eu sunt, a răspuns Sfântul. Atunci, ciudatul oaspete a scos un pistol și l-a îndreptat asupra episcopului. Am venit să vă ucit precum mi s-a poruncit pregătiți-vă să muriți. Sfântul Părinte Nicolae Velimirovic s-a ridicat de pe scaun și a zis, Eu sunt totdeauna gata să mor să mă duc înaintea lui Dumnezeu. Faceți ceea ce vi s-a poruncit. Omul s-a uitat la el, a coborât pistolul și după o pauză a spus, Nu am venit să vă omor, ci am vrut să văd dacă sunteți gata să vă dați viața pentru ceea ce credeți. În momentul în care a fost mutat la Iuboștinia, la următorul popas al crucii sale, la mănăstirea Voilovița, pentru el au venit 14 camioane de soldați germani. Acum Sfântul Episcop vedea cum se împlinește sub ochii săi una din rugăciunile sale. Binecuvintează învrăjmașii, o Doamne, și ui binecuvinte și nu-i blestem. Binecuvintează și mulțește-i. Îmulsește-i și fă să fie mai amarnici și împotriva mea, așa încât fuga mea spre tine să nu mai aibă întoarcere, așa încât toată nădejdea în oameni să poată fi risipită ca pânza de păianjen, așa încât pacea de săvârșită să poată domni în sufletul meu, așa încât să-mi pot aduna toată comoara în cer. La voi lovița a fost adus și patriarhul Gavrilo Dojici. Aici a avut parte de un tratament mult mai aspu, mănăstirea fiind transformată practic în, închisoare. Cei doi erarhi au fost supuși la multe presiuni ca să colaboreze cu ocupanții, aceștia dorind să profită de influența lor asupra poporului. În cele din urmă, cei doi mărturisitori ai ortodoxiei, necedând în niciun chip, au fost trimiși în lagărul de exterminare de la Dacau. Erau singurii conducători bisericești de un asemenea rang care se aflau acolo. Se pare că nimeni din capii bisericilor din Europa nu stârnise atât mânie naziștilor într-o asemenea măsură precum acești stâlpei credinței creștini ortodoxe a căror rezistență nu a putut fi îngenunchiată. În lagărul de la Dacau, suferințele lor au fost și mai mari, însă pentru un rugător ca Sfântul Nicolae Velimirovici acestea s-au făcut pricină de întărire mai apropiată de Dumnezeu. Acolo s-au împlinit de nenumărate ori cuvintele sale. Vrăjmașii m-au condus pe îmbrățișarea ta, Doamne, mai mult decât prietenii. Prietenii m-au legat de pământ, vrăjmașii m-au desprins de pământ. Și într-adevăr, el mărturisea mai apoi despre viața de la Dacău spunând, în lagăr este astfel, te așezi într-un colț și spui în cugetul tău, Doamne, sunt praf și cenușă, ia sufletul meu și îl vezi pe Dumnezeu față către față, dar nu poți să reziști și îi spui, nu sunt pregătit, du-mă jos înapoi, pe scurt, mi-aș da tot restul vieții pentru o oră în lagărul de la Dacau. Amin și Aliluia.